Suntem împreună cu domnul Cornel Popa, partener fondator într-o mare firmă de avocatură, Țuca și Asociații. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră de a discuta despre ce înseamnă avocatura într-o firmă importantă, care sunt criteriile pe care dumneavoastră le aveți în vedere pentru selecție pe care o faceți, nu numai în București, probabil că și în țară, care sunt lucrurile care contează în pregătirea unui student din acest punct de vedere pentru a rezista la tot efortul pe care îl presupune activitatea într-o firmă atât de importantă, cred că primele două, trei firme de avocatură din România. Care este procesul pe care îl derulați când aveți în vedere o selecție pentru firma noastră de avocatură? Ne ținem foarte mult să avem studenți și talent tânăr între noi, pentru că ne ajută și pe noi. Chiar am constatat așa, vorbind față în față cu oamenii și mai tinerii noștri avocați și ieșind chiar și la masă, chiar într-un cadru mai informal cu ei, afli foarte multe lucruri și ei vin cu foarte multe idei, pentru că fiecare generație are propriile ei caracteristici, deci te pot ajuta astfel de discuții. Acum, ce căutăm noi? Sigur, sunt mulți candidați ideali, sunt multe profile de candidați ideali, noi avem vreo 100 de avocați în momentul de față și fiecare e diferit în felul lui. Fiecare e bun, dar în alt fel. Așa, ca element comun, fiecare este pregătit foarte bine, zicem noi, din punct de vedere teoretic, și are sau trebuie să aibă abilitatea de a pune în practică cunoștințele teoretice și de a da un răspuns unui client cu care clientul respectiv sau, mă rog, dacă e vorba de susținerea unui dosar, magistratul, să aibă ce face. Pentru că există, din păcate, încă foarte mulți oameni care nu pot avea decât o abordare teoretică, așa am învățat la școală, cu clasificări, cu ABC, în realitate lucrurile nu merg chiar așa. În realitate trebuie să răspunzi la întrebări practice și să înțelegi ce obiectiv urmărește un client într-un anumit proiect și să-l ajuți, evident, în limitele legale, să atingă acel obiectiv. Care sunt lucrurile pe care atunci când procesul de selecție se apropie de sfârșit cu ultimii candidați care sunt pe listă le aveți în vedere? Trebuie să știe carte, trebuie să fie nonconformiști, să aibă putere de muncă, să-și dorească, să aibă ambiție. Bănuiesc că aveți o listă scurtă a unor calități pe care ar trebui să le aibă un student, un viitor avocat, când se angajează la firma dumneavoastră de avocatură. Da, nonconformism e un cuvânt bun, însă trebuie să ne ferim de stridențe în meseria aceasta. Adică trebuie să fie un gen de nonconformist care să fie totuși undeva pe aproape de normă, dar să fie altceva, dar să nu fie ceva exagerat. Pentru că avocatura și dreptul, în general, sunt domenii relativ conservatoare. Aici, sigur că poți veni cu inovații din când în când, se întâmplă lucrul acesta, dar esența ei, esența meseriei, esența profesiei nu s-a schimbat și nu se va schimba. Ea ține foarte mult de relația de încredere care se naște între avocat și client și asta trebuie ținut tot timpul în vedere. Acum, din punct de vedere al selecției unui avocat, noi, ca procedură, să-i spunem administrativă, începem de regulă la capitolul selecție, începem cu un test scris, care, în fine, cuprinde unele întrebări compuse de noi, din practica noastră, și din care încercăm să dezlegăm nu neapărat capacitatea candidatului de a reproduce o anumită informație, ci de a o procesa și de a o sintetiza și de a o expune într-o manieră care să fie inteligibilă pentru interlocutor. Asta în primul rând. Apoi, dacă nota de la testul scris este una de trecere, de obicei urmează un interviu, unul sau poate chiar mai multe uneori, în funcție de departamentul în care vedem că s-ar potrivi o anumită persoană, poate unul e mai bun pentru litigii, poate altul e mai bun pentru consultanță și așa mai departe. Poate un altul are o pasiune, nu știu, pentru dreptul concurenței. Încercăm să punem oamenii acolo unde credem că ei ar da randamentul cel mai bun posibil. Interviul oral față în față ne ajută foarte tare, pentru că în scris poți să-ți faci așa o idee despre om, dar când îl vezi față în față și când omul respectiv e capabil să vorbească, să explice, să demonstreze cât de convingător e, să ne spună cu privindu-ne în ochi dacă e capabil, nu știu, să lucreze în echipă și să ne spună despre pasiunile lui, despre subiectele care l-au preocupat în domeniul juridic și așa mai departe, aici se face de foarte multe ori diferență.
Avem o percepție la nivelul lumii juridice românești bivalentă, să zicem, avocatura de consultanță, de business și avocatura de bară. V-ați dedicat avocaturii de consultanță, avocaturii de business. Care sunt greutățile acestui mod de a face avocatura? Cred că impredictibilitatea legislativă și impredictibilitatea în interpretarea legii, mai ales. În ultima vreme am văzut și ne confruntăm cu tot felul de interpretări ale legii total neașteptate. Există un volum foarte mare de informație care se schimbă la săptămână sau la lună din punct de vedere legislativ. Avem deja, nu știu, sunt câteva zeci sau am trecut peste 100 de legi aprobate pe anul acesta, deși suntem la jumătatea anului. E un volum imens de informație. Și e destul de dificil, chiar și pentru un profesionist, să țină pasul. Există această ficțiune, că nimănui nu este îngăduit să se prevaleze de necunoașterea legii. Cred că e o ficțiune care ar trebui revăzută serios în viitorul care vine, pentru că nu e posibil, uman vorbind, să poți să asimilezi toată această informație. Dar frumusețea? Vorbiți-ne și despre lucrurile frumoase pe care le are această zonă, acest segment al avocatorii. Ei, acum depinde frumusețea, depinde de fiecare în ce o găsește. Foarte mulți oameni, și nu știu, mă regăsesc între ei, sunt cei care găsesc satisfacție în faptul că avocatura îți oferă un domeniu foarte fertil pentru speculație intelectuală. Este un loc unde te poți juca cu conceptele, un loc unde te simți liber făcând lucrul acesta. Cel puțin așa a fost până acum, sper așa să fie și de acum înainte. Sunt tot felul de discuții legate de modificări legislative privind legea avocaturii, care au imprimat puțin o atmosferă mai puțin fericită zilele acestea, dar în esența ei, avocatura rămâne o profesie în care te poți juca cu gândurile. Și cred că asta e foarte frumos. După, nu știu dacă greșesc cumva, să zicem, aproximativ 20 de ani de avocatură, de consultanță, de business, care a fost cea mai mare satisfacție profesională pe care ați avut-o? Nu, au fost multe, nu, mi-e greu să ierarhizez. Au fost dosare câștigate, au fost dosare arbitrale internaționale în care am avut ocazia să reprezentăm statul român sau clienți privați chiar, și în care fie de partea statului român s-au obținut respingerea unor pretenții de sute de milioane și chiar am fost deschizători de drum ca echipă față de aceste dosare. Acum ele cumva au intrat în banalitate, dar atunci când ne-am ocupat de primele, nu au fost alții. Noi am deschis drumul, ca să zic. Așa, da, e un subiect care ne creează satisfacție dacă este să ne uităm în urmă. Dar important e, cred că, să găsești puțină satisfacție în fiecare zi în ceea ce faci, că altfel e foarte greu să continui ani și ani de rândul în profesia asta. Având în vedere volumul foarte mare de lucru pe care îl aveți în activitatea de zi cu zi, vă văd totuși an de an la conferința de drept comercial de la Timișoara. Este important pentru dumneavoastră personal să țineți aproape de mediul universitar, de prieteni, de lucrurile și relațiile pe care le-ați consolidat an la rând, să zic? Da, nu pot să stai, nicio profesie nu cred că poți să stai închis între zidurile propriului birou și să încerci să gestionezi lucrurile de acolo. E important să ieși în afară, să vezi, să auzi oameni ce vorbesc, cum involuează, nu e cazul aici. Dar tot timpul e bine să auzi idei noi, pentru că asta îți deschide perspective și cred că momentul în care nu mai suntem dispuși să auzim noutăți e un moment trist pentru viața fiecăruia. Domnule Cornel Popa, vă mulțumesc, vă doresc succes în această provocare profesională permanentă care este avocatura de business, să vă mențineți în top și să vedem promovate și publicate tot felul de comunicate în care dumneavoastră fie ați câștigat un proces, fie ați schimbat o practică încetățenită într-un anumit fel în instanțele din România sau în afară. Mulțumim frumos!